Terifiant el este criminalul care i-a ucis Zoe ai cei doi copii, ce făcuse înainte. Un bărbat din Brașov, suspectat ce i-a ucis socia sublinierei copiii, o fată un băiat, de 13-18 ani, este cercetat de polici sublinierei. Fapta a fost comis în timp ce victimele dormeau, iar autorul s-a predat apoi la poliție. Potrivit reprezentanților parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori sublinierei familie Brașov, marci după amiază, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, s-a predat la poliție sublinierei a povestit ce s-a întâmplat. El a spus ce sublinierei a omorât socia sublinierei copiii în timp ce dormeau, cu ajutorul unui cuțit. Socia avea 42 de ani, iar copiii sunt o fată de 18 ani și un băiat de 13 ani. Anchetatorii urmează să afle împrejurările exacte în care s-a produs fapta. Trupurile celor trei victime vor fi duse la morg pentru efectuarea necropsiei sublinierei stabilirea cauzei decesului. Uciga sublinierea se nume subliniere de Florin Mircea Buliva. Este născut în Suceava, la 6 aprilie 1974 sublinierei locuia cu familia pe strada Stejarului, din Brașov. Nu exista deocamdată informații oficiale cu privire la modul în care s-a produs fapta, însă motivul ar fi o vizită recent la o menestire, unde ar fi avut o revelație, potrivit unor surse din anchetă. În urma acestor revelații, Florin Mircea Buliga ar fi încercat inițial să se sinucid, însă s-a răzgândit, a subliniere teptat să adorm socia sublinierei cei doi copii, după care i-a ucis. Asta se pare ce este cronologia. El ar fi încercat să se sinucid înainte de a sublinierei omorâ socia sublinierei pe cei doi copii. Deocamdată nu se subliniere tie dacă acest tragic eveniment s-a produs în cursul nopții, urmează ca cei de la Serviciul de Medicină Legală să stabilească acest lucru. În acest moment al anchetei alte informații nu pot fi date publicit, ci bărbatul este la audierii sublinierei cu certitudine va rămâne în arestul inspectoratului județean de poliție, a precizat purtorul de cuvânt al inspectoratului de poliție județean, IPJ, Brașov, Gabriela Dinu. Se pare ce bărbatul a fost luni la o menestire din localitatea Brașov-Oveanica, pentru a se ruga. Mulți dintre locatarii blocului, care se întorceau de la serviciu marci după amiază, nu cunosc subliniere te-au foarte bine familia în cauză. Locul este unul nou, a fost dat în folosință în anul 2011 sublinierei are 149 de locatari. Administratorul secerii unde se află apartamentul familiei a precizat presei ce nimeni din bloc nu a auzit zgomote suspecte. Din ce am vorbit sublinierei eu cu vecinii familiei, nimeni nu a auzit niciun fel de zgomote în apartament nici în cursul nopții. Probabil anchetatorii vor afla de la bărbat mai multe lucruri.
ce subliniere tiu eu, era o familie lin subliniere tip, care avea o afacere pe care o administrau împreun, a spus administratorul imobilului.